Salutare! E ora 2 și 2 minute la București, în drumul taberei. N-am intrat de foarte mult timp în direct. Cred că de pe la sărbătorile de la anul nou, când aveam mai mult timp liber sau timp liber ca acum. Poate nu știați, de aproape un an lucrez. Sunt ocupat cu facultatea, fac un masterat și mai am activitate politică. Sunt implicat în Partidul Verde, deci nu prea aveam timp să intru în direct, dar pentru că acum e sărbătoare religioasă și pentru că sărbăm și noi, ateii, în sens că avem vacanță, concediu, și pentru că mai ieri de Paști am publicat un video de 1 minut și 10 secunde în care vă rugăm să nu mă asaltați cu Hristosovieturi pentru că eu nu sunt religios și pentru că la acest video au urmat, iată, 500, mai mult de 500 de comentarii și iată, vreo 55 deja de redistribuiri. Ceea ce îl poate face, îl poate declara, considera clipul ăsta viral, m-am gândit să intru, să periez dintre comentarii, pentru că unele sunt chiar foarte obraznice și la limita legalității, și să le comentez pe unele care merită. De exemplu, domnul Ion Balan de la Trușeni, dacă nu greșesc, zice că eram odată altfel și că ar trebui să mă întorc în Moldova, dar eu îl avertizez, îl informez cu comentariul ăsta că clipul meu e de acum 10 ani, din 2013 când m-am dezbotezat și când am publicat acest clip pe YouTube. E disponibil și acum. Cred că aici undeva am băgat și link. Nu, ar trebui să bag și link la clipul de pe YouTube, care nu a fost foarte popular. Mă așteptam atunci la reacții furioase. Acum, probabil din cauza războiului, din cauza Paștelui, oamenii au mâncat, s-au giftuit și au mai multă energie. Iată, au explodat. Sau poate Facebook-ul e mai vizibil decât YouTube-ul. Igor Cucu mă înjură și zice că eram prost, sper că el e mai deștept ca mine. Luiza Artemenko mă întreabă dacă totuși Dumnezeu există. Eu zic, e foarte puțin probabil, așa suntem noi, scepticii, ateii, agnosticii. Nu suntem categorici ca religioși, nu suntem foarte convinși de ceea ce știm, punem la îndoială. Și eu cred că dacă și Doamne ferește există, cel mai probabil acel creator are simțul umorului și nu are de ce să se supere pe creatura lui care are îndoieli. Ion Gumaniuc, care afișează o lumânare, probabil e în doliu, zici că în 2000 de ani mulți au fost ca tine și am mers împotriva Domnului, ce s-a ales din ei și eu îl informez că și acei care credeau ca Iisus Hristos, toți au murit. Nimeni nu iese viu din viața asta. Ion îmi replică, toți vom muri, nimeni nu va rămâne, suntem trimiși ca să facem alegeri între bine și rău. Și dacă eu am făcut o alegere, de ce sunteți atât de categorici, de rău porniți împotriva mea? Ți-ai pus cercei sau încă nu? Gogomane, care te ocupi cu boxing și cu mașini, văd că afișezi mașini în loc de poze de profil. L-am întrebat, ai obsesie pentru cercei? Îmi imaginez cum tratezi bietele femei din jurul tău. El mă asigură că nu are nicio legătură atitudinea lui față de cercei la bărbați și atitudinea lui față de persoanele femei care poartă cercei. Eu mă îndoiesc. Mă tem că homofobia vine la pachet cu misoginia și cu sexismul.
Mihai Manole zice că o să-mi crească coarne după dezbotezare și eu mă îndoiesc. L-am întrebat de unde știi, a verificat chestia asta. Și cineva glumește că lui au crescut coarnele după căsătorie. Oleg Stahi, Ion Stahi, care iată afișează, folosește Facebook-ul în limba rusă, altfel nu le afișa numele meu cu litere chirilice decât dacă ai aplicația, pagina de Facebook, dacă o folosești în limba rusă. Știți că pe Facebook puteți să setați în orice limbă, inclusiv în limba română. E, omul Stahi ăsta, o Stahi, preferă să-și afișeze pagina în limba rusă. Și iată numele meu îi apare cu limba rusă. Zice că nu n-aș fi sănătos de cap. Dar vine să-l întreb, chiar dacă s-admitem eu bolnav de cap, de ce te porți atât de urât? Și acum și o să vedeți și alte comentarii din sutele astea, din jumătate de mie, foarte agresive cu oameni, cu omul pe care îl consideră bolnav sau păcătos. Și mă întreb, asta vă învață la biserică, la lecțiile de religie, la mănăstire, unde vă duceți să vă preasfințiți? Sunt unii care sar să mă apere, dar foarte puțini, oamenii nu prea au curaj. Nina Ursan îi dă indicații Bojicăi, Doamne iartă-l că nu știe ce face, de parcă ea știe mai bine decât mine și decât personajul cel a inventat Dumnezeu știe mai bine dacă știu sau nu știu ce fac. Radu Colibă mă înjură și îmi zice drăcălan. Asta e un limbaj de pușcărie. Dar eu nu cred nici în dracu, nici în Dumnezeu, deci asta nu mă sperie. Ion Moraru mă susține și am pus like. N-am înțeles comentariul lui Silviu ăsta, dacă mă consideră pe mine retardat sau pe cei care comentează la mine, dar oricum e tristă situația să ai așa atitudine față de oamenii pe care îi consideri bolnavi. Aici cineva bag un link, dar nu stau acum să-l deschid să văd despre cine e vorba. Unii au început și polemici pe teme identitare. Și cel care consideră că moldovenii nu sunt români, iată, scriu român cu I din I. Și eu scriu R I din I, cu singura excepție la român și derivate. Moldoveni curați, da? Asta e un fel de xenofobie și eugenie, un fel de rasism, ca să zic așa, un fel de neonazism. Naziștii toți se considerau rasă ariană curată și încercau să curețe rasa de necurați, de rom, gay, evrei, persoane cu dizabilități. Apropo, vorbim despre boli mentale sau alte dizabilități fizice, că știți, în timpul Holocaustului, primele victime au fost persoanele cu dizabilități, după aceea persoanele gay, LGBT de tot felul, s-au luat după aceea de evrei, de romi și așa ar fi continuat dacă nu oprea nimeni acel nazism, ar fi continuat cu poate toți românii, poate cu slavii toți, iar îi considerau sub oameni naziștii și fasciștii. Oare sărmanii părinți ce au zis când au văzut ce copil au botezat? Părinții mei mă acceptă așa cum sunt. Când le place ce fac eu, se mândresc. Când nu le place, se întristează și eventual mă întreabă, le explic. Ion Bradu zice că aș fi prost. El considerându-se deștept. Alexandru Răzvan Cezar se întreabă de ce trebuie să fim botezați când suntem prunci, în acel moment din viață când nu știi nici a grăi să-ți pui punctul de vedere, nici nu înțelegi ce se întâmplă. Și de acord. Asta mi se pare un abuz asupra copiilor. Și că Hristos e salvare pentru sufletul meu. Hai să-i pun o hlizeală aici.
jertfă din Golgota. Golgola, în coscrie de mântuială, atât de atentă e Ana Călugher. Doamne ferește! Îi dați indicații lui Bojica, că nu știe ce să facă, Doamne, da? Cât trăim, învățăm, i-am zis lui Lucian Cărăușu, care aude prima dată despre dezbotezare, iată, după 10 ani de la fenomenul acela. Încă un răspuns avem aici, care e irelevant, e cu link. Nu știu cum au distrus bisericile, eu am fost botezat în timp sovietic la biserică și preoții funcționau bine, mersi, transmiteau tot ce aflau la spovedanii serviciilor secrete și ia uitați-vă ce au mai îmbogățit după căderea URSS. Da, au devenit milionari comuniști. Și preoții, și mitropoliții, patriarhii, episcopii, tot clerul bisericesc a ajuns multimilionari. Uitați-vă ce afaceri neimpozitate are și patriarhul României, și patriarhul Rusiei, orice patriarh și subordonații lui o duc foarte bine. Uitați-vă ce mașini are fiecare preot, ce mașini, ce telefoane folosește odrasla, copilul preotului, nevasta lui și tot așa. Unul cu pseudonim aici, care n-afișează nicio poză și zice că ar fi din Grecia, din Mykonos, de nu știu unde, deci moare de frică să-și afișeze identitatea, într-un fel amenințător întreabă dacă încă-s viu. Deocamdată-s viu și deocamdată va trebui să mă tolerați, să mă acceptați așa sau să mă înjurați, să vă arătați fața adevărată cât de credincioși, cât de toleranți sunteți sau puteți să mă atacați, să mă omorâți, cum s-a mai întâmplat în trecut, cu pietre, cum știți voi, cu pistoale, cu cuțite, cu spray în ochi puteți să-mi dați, că am mai fost bătut. Și el mă întreabă de cine are frică. Eu cred că dacă ești credincios, ai frică de Dumnezeu sau ai frică de blestemele popii sau ai frică de enoriaș. Care, ia uitați-vă în comentarii aici cum se manifestă enoriaș. Eu nu mă tem de Dumnezeu, mă tem mai degrabă de enoriaș, dar cu toate astea îmi iau curaj în inimă și în mâini și mă împotrivesc alienării totale. Și că să am încredere în Dumnezeu. Eu n-am încredere în personaje inventate, cum n-am încredere în Ceburașca, de exemplu, sau în Buratino, ca să folosesc personaje sovietice, sau Pinocchio, dacă vreți. Unul îmi zice că aș fi om nebun și eu zic, da, nu-s bun de pupat moaște, mâna popii, poala popii, nu-s bun de mers în genunchi la mănăstiri, bolmăjit chestii pe care nu le înțeleg în urma șarlatanilor cu ochii aurii. Sper că înțelegeți la cine mă refer. Zice Denis Negruță că nu mă impune nimeni să pup mâna sau poala. Da, ia du-și, fă un ritual la biserică și încearcă să nu pupi mâna și poala popii. Du-te la împărtășanie, de exemplu, sau la spovedanie și nu pupa și nu da bani. Încearcă. Mihai Cucoș mă sfătuiește să dau în judecată mitropolia, că prin acțiunile lor inumane, fiind copil mic, inconștient, m-au dat unor proceduri religioase prin care m-au botezat cu forța și m-au dat în ortodoxie. Nu am de gând să mă judec cu biserica, eventual o să le dau peste labe când o să vrea mașini de stat, numere guvernamentale, vezi mitropolia de la Chișinău, sau patriarhia de aici, care vrea încă niște miliarde din bugetul public pentru proiectul acela megaloman, faraonic, Catedrala Mântuirii Neamului. Am trecut aseară, alaltă seară, când era Paștele, fix pe lângă catedrala aceea, am văzut vreo câteva sute de oameni la poartă. Pentru sutele cele de oameni, voi ați băgat sute de milioane din bani publici în măgăoaie aceea, în bisericoiul acela enorm,
Pentru ce? Oamenii ce se duc o dată pe an la biserică, maxim de două ori, la Crăciun și la Paști. Poate să stea în curte, cum sunt alte biserici, oamenii stau în curte. De ce trebuie să faci așa o măgăoaie, o urâțenie, o monstruozitate? Ci că părinții nu i-a impus nimeni să mă boteze. E, cum să nu? S-au creat presiuni sociale enorme asupra părinților, chiar dacă era Uniunea Sovietică, să mă boteze. Nu a fost din capul lor. Aici e polemică, de ce să dea în judecată mitropolie? Și cineva se acuză că ar fi de la PAS. Lăsați PAS-ul că e la fel de comod ca orice alt partid popular, populist. E la fel de împăiăciuitorist cu ambițiile, cu mofturile bisericii, ale, mai ales ale bisericii românești din Moldova. Ați auzit că vor să le dea cu derogare de la lege să le dea o clădire, patrimoniu de stat, o clădire a Bibliotecii Naționale pentru mitropolie. Sunt atâtea locuri virane, case părăsite în Chișinău. Și s-au gândit să dea fix biblioteca din centrul capitalei. De ce nu fac ca Ucraina, să exproprieze biserica Moscovei care face propaganda de război și care și-a însușit biserici, catedrale, mănăstiri, edificii și le-a însușit fără drept? Să le retragă, la fel cum le-a dat gratuit în 90, în 91, să le retragă acum prin vroința statului. Sau să le confiște ca de la șor. N-ai pentru ce de da în judecată. Aici în jurătură de pușcărie. Se ia de numele omului și asta e nedemn, așa că am început să periez ca să vedeți cum argumentez ștergerea unor comentarii pe care nu vreau să le tolerez, să le expun pe pagina mea. Sper că merge și sper că se înregistrează. Avem 18 minute de când suntem în direct. Dacă vrea cineva să participe cu mine, mă poate suna pe Messenger, dar mă tem că nu mă poate suna pe Messenger pentru că eu sunt delogat. Așa că mă sunați pe Viber sau pe Skype, în cel mai bun caz. La Messenger nu m-am gândit că nu o să meargă pentru că eu acum sunt intrat profilul de pagină, pentru că transmit în direct pe pagina mea unde au loc dezbaterile astea. Asta e. Mi-a ieșit din obișnuință. Și oricum e o problemă tehnică mare. Organizarea live-urilor ăstora cu arătare de ecran. De ce vă rog să nu vă supărați foarte tare pe mine. Până se rezolvă problemele tehnice, mai organizăm astfel live-urile. Te-ai dus cu capul, examinează capul atunci cu cine ești. Fără Dumnezeu nu putem face nimica. Să te luminezi de Dumnezeu. Vera Iordache, dar eu cum pot să fac atâtea fără Dumnezeu? De foarte mulți ani sunt fără frică de Dumnezeu. Iată, de 10 ani deja m-am dezbotezat public. Și cum pot să le fac pe toate? Mă sună Iura, dar nu sunt sigur că Iura... Alo, bună ziua! Bună ziua, Iura! Cum? Eu sunt direct acum, vrei să participi la discuția în direct? Eu vă sun de altă vorbă, nu știu, faci cu cineva, m-am încurcat. Nu, dar o să vorbim altă dată, eu acum sunt direct. Sună-mă peste o oră. Peste o oră, da? Da. Înseamnă că Iura nu vede discuția asta și nu știa că eu sunt direct. Roman Gabriel zice că-s defect.
Oana Bănucă îi dă indicații lui Bojica să mă ierte și scrie greșit. Mai bine ar învăța o leacă de gramatică, pentru că se scrie iartă liniuță L, pentru că e un cuvânt compus, iartă pe el, iartă-l Doamne. Și eventual pui o virgulă după iartă-l pentru că e cu adresare. Iată, aici eu pus omul virgulă, dar au lăsat spațiu după virgulă, pe când virgulă trebuie lipită de cuvânt. Orice semn de punctuație trebuie lipit de cuvânt și spațiu pui după semnul de punctuație. Iată, aici n-au pus spațiu după semnul de punctuație. Am machetat multă vreme cărți și știu de la specialiști. Ăsta mă acuză pe mine că aș fi mare bou, dar el în 33 de ani de când s-a votat grafia latină, el încă n-a învățat să scrie cu litere românești. Și-s 26 de litere, putea să le învețe câte una pe an. Cine oare e bou și cine e smartoi? Eu tot aveam probleme cu scrisul, cu grafie latină, dar atunci, în 89-90, chiar am picat admiterea la jurnalism pentru că nu prea știam să scriu corect. Dar au trecut de atunci ceva ani, nu? Eu am învățat gramatica și mă descurc, dar el... Gabriel Șerbenică comentează de ale lui. Nina Țărnă, iată, tot așa, scrie numele cu litere rusești. Probabil nu e cazul meu în care eu mi-am scris cu litere rusești pentru interfața de limbă rusă. Pentru că la mine interfața e de limbă română și nu trebuie să-mi arate numele rusești, numele românești cu litere rusești. Și că ar trebui să mă las și de părinți. Părinții mei n-au făcut chestii atât de grave încât să mă las. Și oricum n-aș putea să mă las de părinții mei pentru că fizic sunt descendentul, sunt urmașul lor. Asta nu pot să o anulez. Pe când fapta lor de a mă boteza fără să mă întrebe, pot să o opresc printr-un ritual similar. Asta am făcut atunci pe 1 martie 2013 și încă un frate al meu a făcut chestia asta, Vitalie, și încă un prieten al nostru a făcut tot atunci chestia asta și încă câțiva prieteni cunoscuți de-ai noștri au făcut chestia asta pe urmă. Și ne-am semnat reciproc certificate de dezbotezare, deci avem și martori, și probe, video, și documente. Sofia Godorojo zice că a venit Setana pe pământ. Zeu? Unde-i? Arată-l, că nu-l văd. Eu nu cred nici în Dumnezeu, nici în Setana. Șeitan. Iată, aceeași poveste de la altă femeie. Svetlana vede draci, diavole acum. Poate aveți vedenie, poate ați mâncat ceva stricat, poate ați băut prea mult, dragilor și dragilor, de a aveți astfel de halucinații. Oleg Brânză zice, ai văzut realitatea foștilor tăi frați, vocabularul lor și credința lor e o alegere personală și nu au dreptul să te judece. Minunat, zice omul, și da, e foarte bine că cu ocazia asta oamenii își arată fața adevărată de creștini, de enoriașa unei religii care se declară a păcii, a iubirii. Antichrist tot este o credință. Când nu crezi în nimeni și te consideri tu împărat. Lăsați-mă și cu poveștile astea că cine? Satan parcă era un arhanghel, era un ostaș al Domnului. Că până la urmă probabil tot el i-a făcut. Nu se scrie în prima săptămână când a făcut el îngerii și arhanghelii și heruvimii, dar se presupune că tot el i-a făcut. Sau ei erau în suita lui înainte de a scrie scenariul ăsta. Nu contează. Și ci că s-ar fi răzvrătit și s-ar fi crezut important ca Dumnezeu și de asta el l-ar fi izgonit și ar fi făcut iadul. Probabil Dumnezeu nu e atât de atotputernic dacă a făcut iadul pentru Satan și după aceea l-a pus pe el stăpân acolo și de iad se ocupă Satan.
Dar până să ajungă oamenii în iad, vedem că fac o grămadă de chestii abominabile, inclusiv masacre, genocid, război, crime de tot felul, incest, viol, tot ce vrei, cu voia Domnului. Și Domnul îi pedepsește cu o grămadă de chestii la fel de abominabile, cu pucioasă, ce s-ar fi întâmplat în Sodoma și Gomora. Toate le-a făcut Domnul, toate pedepsele astea. Pe când Satan doar se bucură și freacă de mâini și așteaptă pe oameni în iad, conform scenariului. Scenariul mi se pare penibil. Ia uite, Elena Rădulescu, nu știam că aveam așa nume în sat. Sau poate am fost eu la ea în sat. Dar Șleoma, într-adevăr, pare un nume cunoscut. Se vorbește la noi în sat tot așa, să zice, cu dispreț, vei, Șleoma. Dar cred că ar fi fost cineva, o persoană vie, Șlomo. Pare nume evreiesc. Numai că evreii de la noi din sat au fost toți exterminați sau au plecat. Și au fost exterminați tot de oameni din ăștia care se declară credincioși, pașnici, până vine vremea și pun mâna pe furcă, pe pușcă, pe piatră. Victor Danu, anonim, fără poză de profil, mă diagnostichează. Probabil e doctor psihiatru. Dar nu așa se vorbește în termeni doctorali, pentru că omul cu probleme mentale tot e bun, tot trebuie acceptat și ajutat și nu considerat nebun. Vitea Turută mă înjură, probabil asta a învățat la mănăstire, probabil așa o să-și învețe și copilul. Și că Nicolae Iorga ar fi spus lui Arcadie Terente așa ceva: pierzi totul dacă nu crezi în Dumnezeu și El există. Nicolae Iorga a fost un om de știință, înțelept, informat, erudit, dar a făcut marea greșeală să nască mișcarea extremistă, fascistă, legionară, de mâna căreia și-a murit. Chiar legionarii l-au omorât pe Iorga pentru că le-a părut nu destul de naționalist. Marius Păslaru mă întreabă dacă mă declar lup satanic. Nu inventați, nu mă declar nimic. Tot voi credeți în satan, eu nu cred în povești din astea religioase. Ci că stăpânul lui este Iisus Hristos. Deci ești un sclav, Marius Păslaru. Zice, Domnul mă așteaptă în prag. În care prag? Ieri când am intrat în bloc nu era niciun domn în prag. Vitea Prodan mă înjură. El se crede deștept și mă înjură drept prost. Bine. Handicapat. Romeo Oprea. Așa ți-aș da la bot brega, dar numai de cât o să o primești, cum ai primit-o, Mrazotino. Andrei Bujor vorbește probabil din altar de pe undeva. Nu, că n-avea voie cu nevasta în altar, acolo în biserică să intre numai până într-un loc cu femeile. Mai departe n-ai voie nici la botez, nici la cununie. Așa e biserica ortodoxă și celelalte biserici cam limitează drepturile jumătății celei mai mari a umanității, pentru că femei sunt de regulă vreo 51% din populație. Ei bine, aceste femei n-au drept un altar, dar sunt foarte habotnice, cele mai multe, multe dintre ele se duc la biserică și după aceea țipă în gura de mare, în gura mare țipă că trebuie credincios că o să te bată bojica. Și dacă nu te bate bojica, te bate în oriașii. Sau popa, că am văzut că și popii bat. Mai ieri în Ucraina am văzut cum băteau un soldat care le cerea socoteală de ce continuă să apere biserica rusă dacă
ea susține războiul și omorurile și violurile din Ucraina. Și l-au bătut popii pe bietul militar. Iată, cineva împăciuitorii zice că trebuie să ne botezăm atunci când suntem conștienți. Dragoste creștinească țâșnește din Andreea Păvăloaie și din cei de mai sus. Viacheslav Bivol nu știu cum a reușit să-și scrie numele cu litere latine, dar l-a scris nu, nu prea poate. 33 de ani și încă nu a învățat 26 de litere și regulile de scriere în limba română. Și foarte ciudat, narrativ, apar unii cu pseudonim care încep să ne amenințe, să ne avertizeze că se începe ca la Ucraina. Ce se începe? Să dezmembreze moldovenii. Ce să dezmembreze, măi? Am văzut mai ieri cum teroriști din Wagner, din batalionul acela de teroriști, dezmembrează și decapitează oameni militari ucraineni, oameni vii. Dar voi ce bateți câmpii aici? Ce treabă are cu Ucraina ce discutăm noi aici despre dezbotezarea mea? Eduard Schmidt a zis că Brega să fie președintele Moldovei. Nu știu dacă o zice la mișto în doi peri sau cu bună intenție, dar Fyodora Berendeeva s-a supărat. Ca să nu fie numai ea supărat, am pus și un like. Ioan Răileanu cred că vrea să înjure, așa și zice Ciomadan. Halal în jurătură. Ce-i cu ăsta de unde a căzut? Sergei Haznaș, eu despre voi întreb. Cei mai mulți care ați comentat aici 500 de comentarii. Ce-i cu voi? De unde ați căzut? Slava Stegorescu zice că aș fi un clown. Vladimir Leonid zice că zombații nu o să înțeleagă. Mă bucur că măcar unii înțeleg și erau curaj să se exprime. Ia de să mă abonez eu la Vladimir Leonid să văd ce mai scrie. Deleanu Vladimir zice că aș fi spurcat. Dar asta e un termen religios și pe mine nu mă afectează chestia asta. Eu nu cred nici în sfințenie, nici în spurcăciune. Vera Vârtos. Ce urât vorbește Vera Vârtos. Cam scurt fusta Vera Vârtos, să văd genunchii, ce zici popa de chestia asta? Și că Dumnezeu să mă pedepsească. Așa, Denis Semir, Dumnezeu face rău dacă pedepsește atunci cu cei mai buni decât satana. Exact. Tamara Ungurean. Nu mai poate de rușine. Toate botezurile să se accepte și să se socoată legitime doar după împlinirea noului născut a vârstei de 18 ani. Cu cerere și cu buletin, într-un cuvânt, la botez să se respecte procedurile ca la cununie. De acord. De ce să abuzați de inocența copiilor? Tot ce se face nu degeaba. Nu degeaba. Primesc like-uri și share-uri. N-ați văzut? Și comentariu grămada. Victor Braga se exprimă păsărește. Arielu, un vis cu subtul, cred că. Vise umede. Crede în Dumnezeu și nu te pune nimeni să crezi în mitropolit sau preoți. Dar de ce trebuie să cred și în Dumnezeu? Cine mă pune? Ca tine m-a botezat și pe mine și eu mă simt fericit și anume liber. Păi da, că nu prea ai de ales. Când ai orizontul îngust, ți se pare că e un dat, că ești obligat. Cadoul cel mai prețios care l-a dăruit Dumnezeu omului. Dar Dumnezeu nu putea să ne
sfințească pe toți dintr-o dată, deci trebuie să ne ducem din când în când să dăm bani la biserică și să ne sfințească și la cununie iar să ne sfințească. Cel nu poate dintr-o dată, așa, dintr-o comandă sau lumina asta sfântă, deci trebuie să ne ducem, să ducă mitropoliții, episcopii, șmecherii, Voronin, Dodon, Șor, trebuie să se ducă la Ierusalim cu avionul ca să aducă lumina sfântă. Ci Dumnezeu nu are așa putere să dea lumina sfântă în toate bisericile sau în toate casele oamenilor. Se pare că n-are. Ești liber să faci ce vrei, ai tot dreptul, dar să îndemni și pe alții, nu ai niciun drept. Cine te crezi? Cumva mai deștept ca alții? Ți-am urmărit multe ori, cu plăcere, însă de azi înainte, pentru mine ești un biet păcătos liber. Mulțumesc că ai intrat pe pagina mea. Sergiu, Andrei Bosco îl laudă pe Sergiu Delic că ar fi scris ceva normal. Da, au scris civilizat. Până la urmă e acceptabil. Trebuie să crezi în Dumnezeu. Iată, spuneați că nu mă obligă nimeni și aici unul spune că trebuie să cred în Dumnezeu. Iartă-l, Doamne, și dă-i după merit și pedepsește-l foarte aspru ca să amintească de tine, Doamne, Tania Bivolului, dai tu indicații lui Boji ca pe ce-l crezi, senil, incapabil să înțeleagă, îi spui tu ce să facă? Te crezi cam importantă, prea importantă, nu? Iată, și cine aici? Vitalie Gorenciu îi asociază satana cu persoane cu handicap, nu? Cu persoane cu dizabilități. Asta arată că ești cam limitat și cam intolerant sau rău cu oamenii mai triști, mai nefericiți ca tine. Nu știu ce înveți asta, de unde înveți asta, de acolo, din Italia, de la Biserica Catolică sau de la Biserica Ortodoxă, de unde ai plecat, de la Ungheni, Vitalie Gorincioi. Dar atitudinea asta trădează răutate, nu iubire, cum pretindeți voi că vă învață religia. Sasha zice că are un pat liber la Codru. Probabil se referă la spitalul de psihiatrie de acolo. Probabil de acolo scrie. Știe mai bine. Altul dă indicații lui Bojica. Să mă judece după merit. Nu să mă judece pentru că nu există, cel mai probabil. Deocamdată vedem că mă judecă, mă înjură și mă amenință religioși ca tine. De Mitropolia Moldovei poți să te dezici, dar de Hristos mai gândește-te. Gândește-te, trebuie cu liniuță. În orice religie este dragoste și credință față de Dumnezeu. Religia noastră nu ne învață să urâm sau să judecăm după fapte, ci vedem lumina în Isus, cum se roagă rușii pentru toți, nu se roagă nicio credință. Noi ne rugăm pentru toți. Voi găsiți și vedeți diferența și ne judecați. Mihail Lavric. Ia uite ce îi apără pe ruși. Vedem cum se roagă pentru toți. Acum bombardează oameni civili și în timp de Paște și de Crăciun și de un an și ceva. Pravoslavnici pe pravoslavnici bombardează. Popa lor se duce și sfințește racheta Satan și alte arme care aduc moarte. Ion Sambrițchi zice că mă știe, că aș fi un prost de la Pepeni. Da, dacă îi prieten cu Viorel Morcan, s-ar putea să fie de-al nostru de la Pepeni. Mă înțămas de compligiont, ca să zic așa. Altul mă înjură și lovește și în oamenii care suferă de debilitate mentală. Mi-a pus diagnostic și el are aici niște aripi ca trofeu. A prins un înger, l-a jupoiat și a luat aripile ca trofeu. Nimeni nu te-a întrebat dacă vrei să fii botezat. Exact, Costică Miron. Nimeni nu m-a întrebat că eram copil și n-aș fi putut să răspund oricum. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Eu nici nu țin minte când am fost botezat. Știu că am fost botezat. Am și nani, nane. Na, nani nu mai au murit toți, dar nani mai am și acum.
Romeo, nu m-am dat cu nimeni pentru că nu cred nici în Dumnezeu, nici în satana. Da, am auzit cu oamenii când se îmbolnăvesc, când se apropie de moarte, atunci devin tare religioși. Dar asta trădează frică mai degrabă de necunoscut, de moarte. Dar eu era să mor de câteva ori până acum, în etatea asta a mea, și am văzut că moartea nu e strașnică, e ca un somn adânc. Poate mai strașnică e felul cum vine moartea, dacă vine violent, cu bătăi, cu tortură, asta poate să doară, dar altfel moartea nu e strașnică deloc, e inexistența de până acum. Până acum câte miliarde de ani n-am existat și nu m-a durut. Și următoarele miliarde de ani după ce o să mor, tot nu strașnice. Deci pe mine nu mă sperie și eu nu cred că dacă o să mă îmbolnăvesc sau o să îmbătrânesc mai mult decât atât, o să mă apuce credința. Da, eu știu, o să vedem, o să vedeți. Că atât timp cât o să fiu la libertate și o să pot, o să mă exprim public. Deci aici oamenii renunță la religii, a constatat Gabriel Șerbănică după ce a scris vreo 10 comentarii despre ele lui. Mergi la stână. De ce să mă duc la stână dacă pe voi preoții, prelații vă consideră turma lor? Eu ce să caut la stână? Bine, am strămoși, oieri, ciobani, căprari, chiar bunicul meu era poreclit căprarul. Dar nu mai vreau să fac asta, ba chiar al șaptelea an sunt vegan, nici nu mănânc brânză, lapte, caș, urdă și nici carne de miel, cum mâncați voi acum, vă îndopați. Ați omorât niște pui de biete animale, niște ființe care abia s-au născut, le-ați omorât ca să vă satisfaceți poftele. Eu mănânc pâine, semințe, alune, cartofi, rădăcini de tot felul, iarbă, verdeață. Și deci nu aveți de ce să mă trimiteți la stână. Eu am ales să locuiesc în oraș, să mă exprim, iată, în capitală. Acum sunt la București. Ăștia mă trimit la turma sataniștilor. Și că m-au scăpat pe jos la botez. Da, e chiar periculos. Am văzut deseori cum copiii sunt scăpați pe jos la botez sau necați chiar în cristelniță. Deci e un ritual periculos și trebuie oprit. Copiii fac pneumonie dacă îți botezați iarna și apa rece sau aerul rece și tot așa. Nu numai dezbotezat ești, dar și descreierat, zice Svetlana Kerpat. Dacă te-ai dezbotezat, înseamnă că crezi în Dumnezeu și doar ai dorit să te lepezi de Domnul. Că dacă erai ateu, era să fie îndreptat botezat, indiferent botezat sau nebotezat. Nu e adevărat. Eu am văzut că preoții încercau să facă presiune asupra părinților mei, trimiteau emisari, mai ales episcopul cela de la Bălți, Zăludul cela care trăiește cu un student și a lăsat moștenire toată averea. Și ca să nu mai fie presați părinții și să nu mă mai amenințe cu excomunicarea, cu blesteme, cu mazilirea, am zis să mă rup de biserică, să fac un ritual public și acum nu mai au ce să-mi facă, nu mă mai amenință. Părinții au zis, el e adult, faceți, adică e face ce îl duce capul și nu răspundem noi pentru faptele lui și gata, și s-au terminat presiunile. Acum n-au ce să-mi facă. Ilie Chiriță zice că nu vă deranjați, o să moară în 40 de zile. Câte zile au trecut în 10 ani de când m-am dezbotezat? Nu mai are îngerul păzitor. Nici n-am avut, tată. E o invenție prostească. Dacă nu ai tu grijă să te speli pe dinți, să faci vaccinuri, să te ferești de virus, de tren, de tramvai și de alte pericole, dai ortopopii și înainte de 40 de zile. Dar eu ortopopii nu o să-l dau pentru că
I-am rugat pe ei mei să nu facă niciun ritual religios când mor eu și nici să nu mă îngroape. Să mă ducă la crematoriu și acolo popa sigur nu vine după mine. La crematoriu să fiu incinerat și cu cenușa faceți ce vreți, puțin îmi pasă. Dacă e posibil din cadavrul meu să scoată ceva organe pentru transplant, să salveze niște vieți, sau cadavrul meu, dacă e necesar pentru vreo universitate de medicină, pentru o școală medicală, pentru orice educație medicală sau cercetare științifică, să fie folosit, când s-a terminat, s-a mărunțit totul, s-a cercetat totul, totul a incinerat. Eugen zice, oaie cu ceas. O fi văzut el oaie cu ceas sau visează așa ceva. Andrei Croitor zice, debil. Ivan Braga zice, îndrăcit, defect accidental pe fața pământului. Ce părere are Viacheslav Lungu despre oamenii cu care nu este de acord? Viacheslav, Tatiana Streleț, nu știu care dintre ei scrie, Dalban. Iuda. Vladimir Burunsu zice, ăsta și pe mama a vinde-o cu un argint. Și tot folosește un termen medical învechit, deja expirat, handicapat. Ce treabă am eu cu Iuda dacă nu cred în Dumnezeu? Eu n-am promis nicio credință nimănui. Când m-au botezat, eram inconștient, eram bebe. Deci n-am trădat pe nimeni. N-am trădat nicio credință. M-am dezlegat de ea. Vladimir Vitalie crede că ar fi o boală, dar scrie boabă. Oameni care au suferit traume și au supraviețuit, dar nu-i nimic, soarta are planul ei. Vorbim că atei, dacă spui că Dumnezeu nu există și nu-l vezi, păi și mintea ta nu se vede din acest motiv. Nici nu există. Bine, vei, bine că există mintea ta și Dumnezeul tău. Nu vrei să fii oaie? Fii, dar berbec. Leonid Cernăuț. Nu vreau să fiu nici oaie, nici berbec și nici să vorbesc cu dispreț despre animale. Animalele îmi sunt la fel de dragi ca și oamenii. Distrofic. Nu știu ce fel de distrofic. Iată, deja de-a două săptămâni merg la bazin și îmi not vreo un kilometru. Cu bicicleta fac în fiecare zi 20-30 de kilometri, dar tu, Lilian Baxanean, cât mișcare faci zilnic? Și distrofia cred că e tot e o maladie, o problemă de sănătate. Să vorbești despre asta ca termen negativ, ca înjurătură, nu-ți trebuie multă minte. Ruslan Dăniță îmi zice bravo pentru curaj și îl mulțumesc. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce face Lidia Leancă, crede că ea știe ce fac și că ar trebui să-l informeze și pe Domnul ce să facă, îi dă indicații. Asta spune mult despre oamenii ăștia. Ai fost vreodată? Dacă întreabă despre botezarea mea, da, am fost botezat 35-39 de ani, cât 10 ani în urmă, da, aveam 39 de ani, am fost botezat, m-au botezat în primele luni de la naștere, cum se întâmplă cu toți copiii fără ca să-i întrebe. Cu cei mai mulți copii în Moldova, România, în zona asta, pentru că sunt alte zone culturale, geografice, unde se întâmplă alte chestii după naștere. De exemplu, circumcizia, ca să știți. Deci bucurați-vă că aveți numai asta. Bine că nu avem circumcizie cum sunt în lumea arabă sau în lumea mozaică. Dan Buceaschi se miră. N-a fi gățul trebuit să posteze asta. Am simțit că trebuie să postez ca să se știe, că nu vreau să fiu tratat cu Hristos soviet și cu alte naiezduri din astea. Olga, cu pseudonim, mă numește, ea e la Düsseldorf, așa o fi învățat de la nemți, mă numește cu cuvinte urâte, Dobitoc. Se vede ce atitudine are față de animale. Am apucat unul să arunce crucea și nu l-a ajutat nici dezbotezatul. Dumnezeu nu bate cu bățul.
Altul vine cu povestea lui. Allah le vede pe toate. Da, măi. Și Allah și Dumnezeu tot văd, dar nică nu pot să facă. Aici cineva vine cu glume banale. Și ăsta cu scenariul Ucrainei. Dar nu se înțelege nimic ce scrie săracul Ian Schițanu. Se vede că rar scrie românește. Ruslan Mimino cumva mă amenință. Trăiește la Odessa, dar zice că dacă ar ști unde locuiesc, ar trimite 1.000 de scuze. Oricum, eu cred că e un troll de pe la Moscova și se declară doar că e la Odessa, dar nu exclud că sunt și pe acolo smintiți. Mai ieri am văzut un video cu un șofer de taxi de la Odessa filmat pe ascuns și care spunea tâmpenii despre război și s-ar putea să aibă săracul probleme acum cu alți odesiți. Zinaida Lozovanu, n-am vrut să fac asta în tăcere și neștiu de nimeni, pentru că botezul meu s-a făcut cu martori, s-a făcut public și toată lumea știe că eram botezat. Eu am vrut tot public, cu ritual, să mă dezbotez. Deci nu văd de ce aș fi trebuit să fac dezbotezarea asta acasă, singură. Că am luat decizia să fiu, să mă manifest ateu, necredincios, de foarte mult timp, poate de vreo 35 de ani în urmă. Asta e altceva, dar cu dezbotezarea am vrut să o fac public cum a fost botezarea, cu ritual. Petru Toma zice minus un prostolan, dar nu m-a blocat, nu știu ce înseamnă minus. El crede că gata, Bojica m-a șters din liste. Bojica nici nu are liste, pentru că Bojica nu există, e în capul vostru, vi le-a spus popa ca să vă mulgă de bani. Natalia Măftiuță crede că am glumit. Hai să râdem la gluma ei. Iată, cineva și rusește scrie cuvântul șlioma. Și nu înțeleg de unde vine înjurătura asta cu șlioma. Credeam că vine de la nume evreiesc, dar ce, o fi existat vreun șlomo umorist ceva? Ca Gheorghe Urski. Tudor Tătaru. Toma, nu știu despre cine comentează, dar văd că n-are cuvintele lui și vine cu poze. Alex Gălășan, după cum vezi, eu nu singur fac ritualul de dezbotezare, ci o persoană stă în fața mea și mă filmează, deci suntem doi. Și încă o persoană era acolo și mi-a semnat certificatul de dezbotezare, deci am avut doi martori, deci nu singur. Eu n-am vrut să fiu singur și nu vreau să fiu singur. Știm că ne naștem singuri, dacă nu luăm în considerație mama care ne naște și moașele, medicii care stau pe lângă noi. Și știu că murim singuri, dacă nu luăm în considerație persoanele care ne asistă la moarte. Dar în viața asta nu vreau să fiu singur. Am eu un vis să ajung pe o insulă să trăiesc singur. Dar visul ăsta a rămas în spate și eu vreau să trăiesc în societate și vreau să trăiesc în armonie, în înțelegere și nu să mă las victima unor șarlatani care îmbracă niște rochii, bagă aur în ele și spun tot felul de povești cusute cu ața albă pe care eu nu le cred. Povești cu facerea lumii într-o săptămână și cu câte și mai câște. Te umflă râsul de poveștile cele. Am vorbit de multe ori în trecut despre lecturile mele din Biblie și m-am pișat pe mine de râs. Dă-ți o palmă, poate revii la realitate. Doamne, iartă-l, nu știe ce face.
Dacă ați citit Biblia, ați cunoaște că Iisus Hristos a fost botezat de Ioan în Iordan la 30 de ani. Da, măcar exemplu celălalt dacă l-ați urma. Dar sunt și multe tâmpenii scrise în Biblie, așa că e bine să o citiți decât să o invocați. Cel mai des Biblia nu-i citită, nu-i înțeleasă, nu-i cunoscută deloc și credeți ce vă spune popa la biserică. Dar popa vă spune ce vreți să auziți sau ce-i convine lui. Că mai devreme, mai ieri am pus o poză cu o bibliotecă și cu o biserică și am zis că lumina se ia din bibliotecă, nu din biserică. Și acolo mi-au sărit în cap, dar nu mai am timp să comentez și comentariile celea. Oleg Barabaș îl trimit să se exprime la mănăstire sau la închisoare, că e limbaj din ăsta de gopnic. Că se pierde neamul moldovenilor din cauza la așa mentalitate. Ăsta înjură, îl ștergem. Pur creștinești și moldovenești, exact. Un râs și o lebădătură a societății care văzând că și nimeni nu-l mai ia în seamă, a ajuns să facă și pe asta. Doar pentru PR. Da, măi, ce mai suferiți voi pentru PR-ul meu? Știi ce te-ai băgat în seamă aici? Uite câte 17 like-uri. Pot să te suspectez și eu că ai pus comentariul ăsta, râs și lepădătură ce ești, pentru 17 like-uri. Dar like-urile de supărare văd că cele mai multe, sau astea, nu, 18 deja. Cristian Marin mă susține. Hai să-l susținem și noi. Și ăsta vrea să faci declarația în tihnă, în fața părinților. Le-am zis și părinților, stați liniștiți. Și ce fel de activist public. Ei, uite, se mai întâmplă în societățile democratice și acțiuni, activități civice, publice, nu numai la bucătărie, cum se întâmplă acum în Federația Rusă sau în Belarus. În țările în societățile deschise, în țările libere, democratice, oamenii se exprimă și public. Federația Rusă a luat dosar penal și închisoare cel care căuta Pokémon în biserică. Efectul vaccinului, zice unul, Marinica Stan, care se pricepe și la erorile genetice. E clar că e antivaxxer și conspiraționist, habar n-are pe ce lume trăiește, dar îmbracă frac ca să pară inteligent. Aș tot za individ, Alexander Ciornei se miră, n-a auzit de mine, chiar dacă trăiește în Chișinău, dar el e automehanic și se uită în fund la mașini, doar nu știe despre ce e vorba, dar cum a ajuns clipul la el, nu știu. Adică, na, cei 55 care l-au distribuit, cel mai probabil l-au ajutat. Cred că am un ceas de când vorbesc și încă n-am ajuns la ultimul comentariu și în mod sigur în timpul ăsta să mai scriu și alte comentarii, așa că probabil o să mă opresc aici. Și că poți să nu fii religios, dar să nu crezi e periculos. Eu nici acum nu pot să înțeleg care e diferența între religie și credință. Nu înțeleg. Iată, sunt materii și la facultate, fac acum un master de științe politice și sunt materii pe care nu le înțeleg. Poate aveți dreptate, sunt cam limitat intelectual și nu înțeleg. Explicați-mi voi ca să înțeleg. A, nu, a, credeam că am ajuns la capăt. Poftim! Am văzut abia 153 din 480. Vai de steaua mea, gata, renunț, am înțeles. Nu se poate. Deci, e prea mult. Într-un ceas abia 100 și ceva de comentarii am făcut. O să mă ocup mai încolo, poate, de perierea lor, să le aleg cele care sunt toxice, periculoase, împotriva legii chiar. Dar
Pentru ora asta mi-ajunge. Văd că n-a putut să intre nimeni în direct cu mine. Poate a încercat pe Messenger, pe Viber a intrat cineva întâmplător. O să găsim vreodată instrumente, metode cum să facem asta și o să mai comunicăm interactiv. Deocamdată, dacă vă interesează, comentați acel video, comentați comentariile, eventual distribuiți-l dacă aveți curaj, dacă nu, ignorați-l. Mulțumesc pentru atenție!